Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii De ce citim? Sper că v-a fost dor de noi. Iată-ne împreună din nou după câteva săptămâni de pauză. Astăzi o să avem un format interesant. Voi vorbi despre cărțile a trei scriitori, membrii ai Uniunii Scriitorilor, filiala Alba Hunedoara. Este vorba despre Casandra Ioan, volum de versuri, Aproape înțeleasa fericire. Îl avem aici, a apărut la editura Cartea Românească, despre Nicolae Crepcea, Transilvania plângând, a apărut la editura Vatra Veche. Iată-l aici și iată-l și pe domnul Crepcea. Și de asemenea un volum de proză, Povești de dragoste muritoare, de Ladislau Daradici, Casa Cărții de Știință. Practic toți trei acești scriitori prolifici sunt membri ai filialei Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor. O să vedeți că, începând cu această emisiune, la final vom afișa și adresa de e-mail a subsemnatului, pentru că vreau ca pe viitor să ne faceți și sugestii pentru invitații pe care îi vom avea, astfel încât să fim într-o continuă interacțiune cu dumneavoastră. De altfel, Daniel, chiar te rog, pune și poți să o afișezi și acum la început, adresa de e-mail, ca să fie văzută, și o punem și la sfârșit încă o dată. Iată, deci, flaviu.predescu@dcnews.ro, adresa la care îmi puteți trimite sugestii despre scriitorii pe care îi doriți invitați la emisiune, sau despre a căror cărți doriți să se vorbească. Începem cu Casandra Ioan, o poetă din generația mea. Ne despart chiar doar 5 zile. Este născută pe 9 februarie 1981 la Iud. Este poetă, traducătoare. A absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Are masterat în studii irlandeze. O să fac așa foarte pe scurt o prezentare a CV-ului, pentru că vreau să câștigăm timp pentru aceste cărți pe care le vom prezenta. A debutat cu Ucenicul Vânător, poezie, pentru care a luat premiul Mongolul al Uniunii Scriitorilor filiala Cluj-Napoca, după aceea premiul revistei Discobolul din Alba Iulia. A publicat poeme în Aiudul Literar, în revista Interart, Pașii Profetului. Și este prezentă în nenumărate antologii de poezie. Iată, astăzi o prezentăm prima pe Casandra Ioan, Aproape înțeleasa fericire. Este Casandra, o poetă și o traducătoare deja cunoscută. Răsfoim volumul, care are o prefață de Liliana Ursu, ne spune așa: noua carte a Casandrei Ioan, Aproape înțeleasa fericire, ne propune un album de pasteluri ființiale, posedând o simplitate polifonică, o seninătate profundă, dezarmantă, dar dedesubtul lor arde la foc mognit, o neliniște lucrătoare, adumbritoare, spirituală, a sufletului, pornit într-o aflare a certitudinilor. Scrie doamna Liliana Ursu, care încheie: alminteri, substanța poetică a acestei noi cărți rămâne luminescentă, fără vehemențe afective. Un izbutit jurnal metaforic de reînnoire spirituală, cu asupra de măsură, Aproape înțeleasa fericirea Casandrei Ioan impune o voce distinctă în peisajul liric contemporan. Și luăm așa în ordine un prim poem, Definire. Întotdeauna am fost convins că primul și ultimul poem într-un volum de versuri joacă un rol important. Definire. Nu crede că, prinsă în vălmășagul părerilor, am uitat cine sunt. Sunt femeie, tandrețe, duioșie, maternitate.
Nu sunt o insulă, sunt un continent a toate cuprinzător. Nu sunt de cucerit, doar de îmblânzit înspre ierni, înspre toamne. Ochiul mi-e ager, viu, cald, aspru, candid. Uneori văd exact ce văd copiii. Nu sunt de păstrat, sunt pentru folosire înspre înseninare. Nu sunt a unuia, sunt a tuturor ca tine. Sunt a clipei, a aripei. Sunt floare de o zi, gâză pe rază. Spre miază zi, flacără vie, spre naramzi, aroma aleasă. Pentru că știu cine sunt și cine nu. Trecem la un alt poem, ia să luăm chiar pe ultimul, al Casandrei Ioan. Belșug de soare, cred că e ultimul, da? Belșug de soare. Din belșug de soare am făcut o tartă uriașă. O parte este de drept a vrăbilor, o parte a oamenilor nevoiași, alta pentru cei visători sau bolnavi și alta pentru cei de dincolo. Vrăbile se așează pe pervaz, țăcănind cu ciocurile lor avide de miezuri o scrisoare de dragoste. Oamenii surâd, uneori râd cu toată fața, cei de dincolo mă înconjoară cu miezul aburind al păcii de care se bucură sufletele lor. Eu și ei. Trecem la un al treilea poem de Casandra Ioan. Atunci ei mi-au zis, du-te și locuiește într-o casă izolată, pe malul mării, și fă tot ce se poate face într-o casă. Gătește, calcă, mănâncă, dormi, gândește, vorbește, dăruiește, mătură, șterge praful, vopsește ce e de vopsit, coase, odihnește-te, mergi la cumpărături, planifică, execută. La sfârșit vei spune, dacă toate acestea te-au făcut să ne poți vedea pe noi mai buni și să ne îmbrățișezi din toată inima atunci când te întorci. Să căutăm al doilea poem în ordinea lor, Curs de apă. O căciulă de lână pe urechi, suflet bolnav, trup slăbănog ce adastă pe sub geamurile de pe strada noastră. Confluențe difuze, nevroze roz atroce, ghiocei plăpânzi sub limba melcilor, ciubere de must din care trebuie stors dulcele. Durere fadă. Și dacă o să ne rămână timp, o să revenim la Casandra. Am citit, dragi prieteni, din Aproape înțeleasa fericire, un volum de Casandra Ioan apărut la Cartea Românească. Iată-ne acum trecând la Nicolae Crepcea, al doilea poet al acestei emisiuni. Și domnul Nicolae Crepcea este membru al filialei Alba Hunedoara, a Uniunii Scriitorilor din România. S-a născut tot în februarie, iată, februarie este o lună în care se nasc poeții sau cei cu aptitudini poetice. Pe data de 16 februarie, dar în 1952. Deci, practic, domnul Crepcea avea 29 de ani deja când se năștea Casandra Ioan. S-a născut domnul Crepcea Nicolae în localitatea Borțuna, județul Hunedoara, cu domiciliu de data asta în Vața de Jos, o localitate foarte frumoasă. A debutat literar în Tribuna în 1974, deci la 22 de ani. Debut editorial pe Umărul lui Rimbaud, editura Călăuza, în 1996, cu o prezentare pe coperta 4 de Valeriu Bârgău. Mai are și alte cărți, desigur, în atâția ani, domnul Crepcea, Între iarnă și somn, Elegii provinciale, Scrisorile
de la Borțuna, Durerea ca fericire și cântece în grădina iubirii, sar așa, iarba verde de acasă, mierlă cântând, poezii de spus la gura sobei. Au scris despre domnia sa, Răzvan Codrescu, Sabin Selagea, mai mulți, Dumitru Hurubă, Miron Țic și Ioan Evu, sunt referințele critice despre domnul Nicolae Crepcea, care dedică această carte, Transilvania plângând, în memoria eroilor născuți din lacrimile Transilvaniei, la 240 de ani de la răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan și la 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Iată și acest volum a apărut în anul 2024, ca de altfel și aproape neînțeleasa fericire a Casandrei Ioan. Ei, cum sună, ce frumos sună aproape neînțeleasa fericire a Casandrei Ioan. Să începem cu plânsul întâi. Deci sunt practic numerotate la domnul Crepcea, plânsul întâi, plânsul doi, plânsul trei, ca niște scrisori. Ceea ce este foarte interesant. Foarte, foarte interesantă numerotare. Și recunosc că acest format este cumva inedit. Nu ochii mi simt plângând înlăcrimați, ci sufletul puhoiul de durere își varsă iar, privind cum ai mei frați învăluiți în amorții tăcere, mai strigă încă din spânzurători un strigăt mut cumplită sfâșiere. La câte cazne grozăvii orori au fost supuși de călăi înainte, de-ai pune în ștreang în prag de sărbători, între hotare ca să țină minte, cel care vede, spăimântat să-i piară, dorul de libertate și cu minte. Să fie rob, stăpânitor de țară, rănile lor îmi spun cu grai de sânge, călăul nu a fost un om, ci o fiară. Ascult, pare-mi că și Dumnezeu plânge, în cerul de deasupra suferinței, îngândurat, degetele își frânge. El care aprinde lumina ființei în orice trup, când îi va pune oare pe călăi în genunchii umilinței? Spre slava-i dăruit-am cu ardoare, în Ciucea și în Cizăr din Gorun, sfinte lăcașuri, locuri de închinare. Cel care intră să iasă mai bun, căci a primit senin de cer pe gură, un dar al celui blând, al celui bun. Oricât ne-ar mângâia Sfânta Scriptură, pentru noi plânge clopotul când bate și nu vrem suferința în aură. Să o schimbăm, ci în draga libertate, ieșind adesea în cerescul prag, el vrea să vadă echilibru în toate. Tot ce a făcut a săvârșit cu drag, n-a pus în nobil inimă mai mare, nici mai mult sânge ca într-un iobag. A rotunjit pe cer un singur soare, din care al sufletului urcior să-și umple cu lumină fiecare. De ce rămâne pentru noi doar dor? De ce nicofa de întuneric plină și bem din ea amar nimicitor? Mereu în cârcă ni se pune o vină, singura vină-i că pe acest pământ avem cea mai străveche rădăcină. Alte păreri, atâtea câte sunt, minciuni meșteșugite, otrăvite, multe puține sunt doar vorbe în vânt. Pădurile de doină înverzite, falnicii munți cu burțile de aur, nouă ne-au fost de Domnul hărăzite. O, câți nu au poftit acest tezaur? Și a venit cu urlet sângeros un vultur bicefal ca un balaur. A sfârtecat tot ce a fost frumos și a făcut cuib chiar în inima țării,
și ne-a lăsat numai pielea pe os. Unde au fost oare atunci străjerii? De n-au păzit străvechile hotare. Nu voi afla un răspuns întrebării, nu pentru asta sufletul mă doare, ci pentru că-i de atunci îngenunchiat neamul sua vremurilor spânzurătoare. În Apuseni e fiecare sat la subsoara muntelui Ciorchine, viespii au venit în roiuri și au prădat, tot dulcele și-au lăsat ruine și să le fie pântecele plin, au stors din noi ultimul strop de bine. Iar din înțepătura cuvenin în suflete ni s-au ițit buboaie, pe care, când le-or zgândări puțin, scânteia dureroasă vâlvătaie, năpraznică-i menită să devină și n-ar putea o stinge nici o ploaie. Când vântul pe Transilvană colină va fi să bată cu puternice, sporind într-o putere și lumină, privindu-vă frățânii cu dușmănie, gândesc la cei ce v-au ucis cu ură, îmi urlă în piept inima rană vie. Nu vă promit cu aceeași măsură că le-o întoarce datoria toată, dar vor gusta a morții băutură. Poate că n-o să-i isprăvim pe roată, deși ochi pentru ochi și dinte pentru dinte ar fi cea potrivită judecată. Nu știu când vă va coborî în morminte un clopot rugător plângând în dungă, sufletul vostru ar trebui în sfinte grădin de rai la Domnul să ajungă. A pătimirii sângeroasă cale v-a fost la viața scurtă mult prea lungă și arieșul în undele sale duce spre șesuri murmurând durerii al suferinței plâns doina de jale și le revarsă în tot cuprinsul țării. Iată, dragi prieteni, vedeți această poezie de istorică și a suferinței, o adevărată epopee de Nicolae Crepcea, care transmite atât emoție, cât și o cronologie, aș spune, a suferinței, întrucât genul acesta de creație este, după părerea mea, foarte, foarte greu de realizat și cu atât mai apreciabil este autorul că, iată, a consacrat un întreg volum. Practic, vă invit să-i căutați pe acești scriitori, dar și pe alții. Vom mai vorbi și despre alți scriitori pe această temă a creațiilor, ca să vedeți de fapt că literatura noastră, atât în segmentul acesta al memorialisticii istorice, merge înainte. Iată-l pe Nicolae Crepcea aici, pe coperta 4, și vom trece, bineînțeles, revenim, dacă o să mai fie timp, vom trece și la Ladislau Daradici. Imediat o să vă prezint și despre domnul Daradici, care este născut cu 5 ani mai târziu, că tot am făcut așa o legătură între toți trei scriitorii ai filialei Alba Hunedoara. Este născut cu 5 ani după domnul Nicolae Crepcea, domnul Daradici, la 29 aprilie 1957, în Cristuri, Deva, județul Hunedoara. A absolvit Facultatea de Litere și Filozofie a Universității de Vest din Timișoara. A debutat în Luceafărul în 1992 cu primele 5 părți ale ciclului de poeme Elegii la Bregen-Belsen, textul care ulterior a apărut ca volumul Cocostârcii Domnului în 2001. A colaborat cu proza fantastică, poezie critică în revistele Art Panorama, Astra, Arhipelag, Alternative SF, Ardealul Literar și Artistic, Cafeneaua Literară, Dialog. Daradici a publicat proză fantastică în volumele colective sau antologii ca Almanahul Anticipația, 1998 și 2000. Lucrări
mă rog, cărți, întâlnire cu cei care am fost, proză fantastică, cu Costârcii Domnului, așa cum am spus, În aripatele din vis, proză fantastică, Considerații critice asupra liricii Paulinei Popa, iată și schimbă registrul domnul Daradici, Teme fundamentale ale liricii lui Eugen Evu. Maria, viața ta e o flacără, proză în 2010. Povestiri, mașina de scris, sub cetin în țărână, vânătoare de mistreți, 2011. Candoare și exil în poezia și proza Senzianei Batiște. Foarte premiat, domnul Daradici, premiul întâi la concursul național de proză Liviu Iurebranu 92, pentru novela Luna unei nopți din luna mai, premiul întâi și premiile revistelor Literatorul și Arc, Fundația Culturală Română, la concursul național de proză Marin Preda. Premiul 93. Fundația era ceea ce urma să devină Institutul Cultural Român, fondată, știm, de Augustin Buzura, care i-a și fost director Institutului până în 2005. Premiul Cea mai bună poveste fantastică la zilele Sigma în 1996, premiul Uniunii Scriitorilor Filial Alba Unedoara pentru proză scurtă, volumul Maria, viața ta e o flacără, în 2011. Așa. Deci citim din prozatorul și criticul literar Ladislau Daradici, care are și un citat: marile iubiri sunt ca marile războaie, e aproape imposibil să le supraviețuiești. Recunosc că m-a emoționat acest citat și cumva este cât se poate de adevărat. Haideți să vedem ce scrie autorul în prolog. La proză, atunci când citim din proză, nu-i prea bine să sărim peste fragmente, numai dacă știm foarte, foarte bine locurile în care autorul a ascuns anumite mesaje cheie, dar nefiind în pielea autorului, nu putem știi acest lucru, astfel încât o să începem cu prologul. Spune Ladislau Daradici: dragostea poate fi un dar pentru noi, o binecuvântare sau, dimpotrivă, o povară sufocantă, dacă nu blestem. S-a vehiculat chiar ideea că ar fi o maladie, febra minții, pojara al sufletului, de care ne lecuim doar cu timpul. Și cum orice boală lasă urme, și iubirea te poate marca uneori pentru o viață întreagă, marilor iubiri, ca și marilor războaie, e greu să le supraviețuiești. Pe de altă parte, dragostea a fost dintotdeauna și izvor inepuizabil de povești, care ne influențează și ne înfrumusețează viețile. Paradoxal, ele devin nemuritoare prin însuși faptul că omul, fiind vremelnic și dragostea e muritoare, cine și-ar mai aminti de Romeo și Julieta, dacă ar fi trăit până la adânci bătrâneți. Ne place să credem că dragostea ne desăvârșește viața, îi dă sens, ne umple sufletele, le rotunjește. Copiii noștri se nasc din dragoste. Muritori fiind, ne place să ne imaginăm că iubirea pură ar putea fi eternă, doar astfel sufletele pereche, reîntâlnindu-se într-o altă viață. Încă de la începuturi, literatura s-a folosit din plin de acest motiv. Ideea povestirilor din acest volum s-a născut în timp ce lucram la romanul Orașul Sufletelor Amestecate, în anul 2014. Dincolo de povestea de dragoste dintre protagoniști, sunt relatate acolo, din perspectiva eroinei, câteva istorii amoroase, cum ar fi cea a celor doi adulți, ale căror trupuri neînsuflețite sunt descoperite pe malul unui râu, sau a bărbatul insulat care, donându-și un organ sub semnul unei tăinuite iubiri, sfârșește prin a plăti cu viața. În roman, un șofer de taxi numește cu amărăciune aceste povești de dragoste muritoare. După ce iubita îl înșală cu cel mai bun prieten și se înneacă într-un lac, trupul ei nemai fiind găsit. Am schițat încă de atunci mai multe idei, pornind de la întâmplări reale,
cu timpul adăugându-li se altele. 13 dintre acestea constituie nucleul acestor proze. Unele amintesc de fapte reale, cum ar fi concertul lui Waters din Budapesta din 2013, tragedia de la Colectiv din București din 2015, ziua fatidică în care Amy Winehouse a trecut în eternitate în Camden Square, sau stupefiantul caz al lui Joseph Fritz din Amsterdam, Austria. Din Amsterdam, Austria, pardon. Ordonate alfabetic, prozele au aceeași structură simfonică, quadripartită și dimensiune între 2500 și 3000 de cuvinte, indiferent de locul în care se petrece acțiunea, fie aceasta București, Londra, Viena, Bratislava, Budapesta, Cracovia, Transilvania sau Dobrogea, esența rămâne miza implicării celor doi, jocul iubirii copleșitor, devenind unul pe viață și pe moarte, labirint complex în marele labirint existențial, din care nu există ieșire decât eventual prin nebunie ori moarte. Pe lângă dimensiunea ușor fantastică, logodna unui bărbat cu o tânără moartă, salvarea unei adolescente sinucigașe de către un înger, destinul tragic al fetei pasăre sau alternarea curentă a planurilor realului, oniricului și al morții. Prozele au și ele o evidentă latură poematică, le dedic celor care în această lume agresivă și prin excelență mercantilă mai cred în dragoste, această dimensiune esențială și definitoare a alcătuirii noastre, spune Ladislau Daladici. Este emoționant, dragi prieteni, vedeți, literatura are această forță, îți stârnește curiozitatea, autorul prin acest prolog de povești de dragoste muritoare, și te face să-ți dorești să afli mai mult. Bine, este un volum din anul 2020, apărut cu 4 ani în urmă. Să vedem o altă... Mai avem oricum câteva minute, putem să citim din toți trei autorii încă un calup, astfel că las cartea lui Ladislau Daradici pe deoparte pentru a relua acest ciclu și mă întorc la aproape înțeleasa fericire de Cassandra Ioan. O să te rog, Daniel, să o punem pe fundal pe Cassandra pentru a asocia cuvintele ei și cu imaginea. Solilogvi. Dacă sunt printre noi și sunt, pentru că nu trebuie să știm toate neologismele, har Domnului, solilogviile sunt acele când vorbești de unul singur. Să vedem ce zice, ce solilogvie face Cassandra când trezești vorbind singur așa pe drum, și ni se mai întâmplă uneori, poate nu pe drum, dar prin casă tot mai bombănim câte ceva uneori când suntem singuri. Mere, pădurețe și copaci în flăcări, izma fără urmă de pismă, un colț de mistreț îmblânzit, zile în care îndrăznim să respirăm altfel. Zile șlefuite, zilele noastre, zile minunate, prin încărcătura lor de lecții. Via lucrată, strugurii storși și cupe de răbdare adăpându-ne. Scrisul, un efort neciteț, dezlânat, tremurătoare mâna și voința care o conduce, rușinea de a fi ultimul și cel mai nebăgat în seamă. Cămașa albă perfect apretată și călcată de mână, tocul de rezervor curge pe pagină făcând porci. Câți mai știu dintre noi ce erau porcii la școală, când ne trebuia sugativă să cumva să tragem acea cerneală care începea să facă porci. Și dacă se îndoiau colțurile, erau urechi de măgar. Hai că au fost creativi dascălii noștri. Minunăția de pagină stricată din neatenție într-o secundă, cerneala dizolvată cu lacrimi, scris mai ferm și mai subțire, mic progres pentru ieșirea din marazm, spune Cassandra.
una foarte scurtă despre aer. Teoretic, aerul învelește pământul, practic el locuiește în orice briză, ca într-o casă boierească. Desigur, el pătrunde peste tot și adastă mai mult pe lângă copii, cum adastă bătrânii la gura focului. Imagine. Matie gândul ca această spinare de delfin ieșind din apă cu umede și lipicioase fire de nisip. Malul a fost aproape, spinarea l-a atins întreagăt, firește că și el, aproape ca un om, a întors spatele angoasei. Și încă un poem de Cassandra, sau nu, haide, uite ce asta. Aiud, aiud, 28 mai, a fost scris în 28 mai 2012, deci publicat după 12 ani, Penitenciarul Aiud. Știți că este și un program de activitate culturală cu deținuții, sunt convins că și în alte penitenciare, nu doar la Aiud, și asta este foarte apreciabil. Cultura, practic, ne modifică comportamentul. Fac aici o paranteză, nu doar pentru că am descoperit acest poem al Cassandrei Ioan, ci trebuie să privim a doua șansă a oamenilor care greșesc ca pe o proprie perspectivă asupra a vieții. De regulă, și eu am trecut prin asta când eram adolescent și apoi la începutul tinereții, de a judeca foarte dur și foarte aspru pe cel care greșește. Dar, exact ca în creștinism, iertarea și cumva redarea în societate a omului care a greșit este soluția. Pentru că răul care a fost făcut nu mai poate fi schimbat, nu mai poate fi reparat, este ireversibil. Dar ce putem face este să nu îndreptăm, adică să nu încercăm să răspundem unui rău cu un rău și mai mare și să escaladăm această spirală. E o paranteză personală care nu are legătură cu volumul Cassandrei, ci m-am gândit cât de important este ca în reabilitarea celor care au greșit să căutăm cele mai bune soluții de a-i reda societății. Pentru că altfel o altă cale nu este. E singura. Să vedem. Aiud, aiud. Aud frigul termodinamic, câmpia presărată cu ochii deschiși, visând la florile de altă dată. Aud mirosul florilor de tei, te aștept de la o secundă la alta să se deschidă o ușă, aud peretele din față, timpul, colegii de celulă, ferestrele dezdoite de plâns, aleile pustii, sfâșiitul scrisorilor clandestine, aud cobaltul mușcând din înalt, aud vămile tăcerii, aud bine, prea bine, mult, prea mult, lătratul de cerbăr al unei uși, aud târșitul pașilor obosiți de muncă și lipsa speranței, aud prinzit cum dincolo cântă razele de soare. Aud, aiud. Antiexistență. Vibrând de pelin, gamela noastră, cea de toate zilele. Aceasta a fost, pe scurt, poezia Cassandrei Ioan, dragi prieteni, din aproape înțeleasa fericire. Sper că v-am incitat să căutați mai multe poeme și scrieri ale Cassandrei Ioan și să vă bucurați de creațiile ei. Și iată, volumul domnului Nicolae Crepcea are la un moment dat ca un alt capitol, Eu sunt umbra, spovedaniile Iancului, descoperite în anul 2009 de Nicolae Crepcea.
și parcă aud cum murmură arieșul pe lângă zidul bătrâneștii case și parcă văd cum scutură cireșul în amintirea fructele pietroase și parcă aud cum sună pe găina moțoacele din tulnice de nuntă și parcă văd cum tremură lumina de greu îndoliată și căruntă și parcă aud cum la țebea mă cheamă cel clopot cu zbătaia într-o dungă și nu știu dacă pentru marea vamă puținul ce-am făcut o să ajungă. Frate Ioane, cum mai prindeam noi cu mâna păstrăvii din șuvoaiele arieșului și de sub jgheabul morii când soarele trăgea ceața de pe piatra albă. O, frate al meu, ca o molie, mi-a rost timpul amintirile, ce mi-a mai rămas e acest fluier din care degetele mele desferecă ultimul cântec. Ochii mei au văzut întreg relieful durerii, Transilvania ardea cu flacără neagră și nicăieri pe pământ n-a fost jale mai mare. Pe călăi nici Dumnezeu nu iartă, sufletele celor schingiuiți la el s-au înălțat, îngeri să fie. Și un ultim poem. Ascult cum bate pe șindrilă o ploaie rece și ostilă, murmur un cântec de împăcare, dorul mă scoală în picioare, mă scoate pe furiș din casă, drumul sub talpa mea se îndeasă. Pornesc pe el către nici unde, frigul în oase împătrunde. Viforul timpului mă apasă, dar cui de mine îi mai pasă? Dar cui de Iancu îi mai pasă? Nicolae Crepcea, dragi prieteni, Transilvania plângând și iată pe Avram Iancu și pe Horia pe copertă, pe coperta 1, iar pe coperta 4, autorul, membru, ca și colega sa, Sandra Ioana, Uniunii Scriitorilor din România, filiala Alba Hunedoara, filială condusă în prezent de Cornel Nistea, iar anterior de la înființare de către poetul Aurel Pantea. Încheiem cu povești de dragoste muritoare de Ladislau Daradic și vă citesc un scurt fragment din scrierea autorului Hunedorian. Puțin. Mă scuzați, am băiguit jenat, ștergându-mi pe ascuns lacrimile. Am ațipit și cred că am visat ceva. În schimb îmi aminteam de fiecare secvență a visului, de parfumul florilor sălbatice și de violoncelul dumnezeiesc grav și jucăuș, de sânii calzi și coapsele albe ale petrei, de toată frumusețea tristă a iubirii noastre. Dumnezeule, cât de mult o puteam iubi, uneori mă gândeam, fără teamă însă, că aș putea muri din pricina asta. Cred și acum că e lucru cel mai frumos care îi se poate întâmpla unui om. Și asta pentru că iubirile adevărate nu sunt făcute pentru lumea asta, poate pentru acea lume ideală și desăvârșită a îngerilor. Iar Petra devenise darul meu ceresc, era fata pe care o iubești o singură noapte și îți ajunge pentru tot restul zilelor. O iubeai o noapte și apoi puteai să mori sau să o omori, punându-ți capăt zilelor. În clipa aceea, străina de lângă mine a râs ușor și pentru o clipă mi s-a părut că are ceva din râsul Petrei. Era același glas blajin, grav și răgușit nițel, același păr negru și parfumat misterios ca însăși răsuflarea nopții. Strania străină,
m-a prins hotărât de mână, aproape smulgându-mi cartea. A deschis-o la întâmplare, exact la Lehana, jurnalul Alinei Reyes. Și abia când a început să citească în șoaptă, dar nuanțat și cu o claritate uluitoare, am îndrăznit să-i privesc chipul. În lumina blândă a felinarului și în razele răsfirate ale lunii, frumusețea ei părea nepământeană, nu o frumusețe inocentă și fragilă precum a Petrei, ci una trecută prin marile dureri ale lumii, parcă era acolo la oaltă frumusețea îndurerată a mamelor care și-au pierdut copiii, a surorilor care și-au îngropat frații, suferința tuturor femeilor bajocorite și părăsite de bărbații lor, încât, deslușind-o și luând-o asupra mea, aveam senzația că îmi voi pierde cunoștința. N-ar fi fost pentru prima oară, pentru o secundă, toată ființa ei s-a învăluit în lumină, tot trupul devenind un nim străveziu, strălucitor îmi ținea cu hotărâre mâna, strângându-mi aproape dureros degetele, continuând să citească afectat și calm aceeași poveste fascinantă și bizară, pentru care în urmă cu un an, într-o noapte de august, am condus fără oprire, timp de 10 ore, să-i arăt Petrei celebrul aici am pierdut domnul Daradici, nu citesc ca să nu citesc prost, de pe Dunăre din Buda, peste pe care nefericita Alina Reyes își îmbrățișase dublura ca într-o regăsire, dar și abandon al sinelui. Foarte frumos ce curg cuvintele și iată cum domnul Ladislau Daradici ne introduce în universul acestor iubiri pierdute sau nu, pe care le-a trăit. Iată-le, dragi prieteni, cărțile colegilor mei de filială de la Uniunea Scriitorilor Alba Hunedoara, aproape înțeleasa fericire de Casandra Ioan, Transilvania plângând de Nicolae Crepcea și Povești de dragoste muritoare de Ladislau Daradici. Aveți și e-mailul pe care îmi puteți scrie, să-mi faceți sugestii de cărți, invitați. Ne arătăm o emisiune deschisă, conectată cu cei care ne urmăriți. Avem deja vechime. În partea cealaltă, iată, astăzi se împlinesc 2 ani de când am trecut la nou format. Între 20 și 2022 a fost acel format cu Daniel Cristea Enache, în care am făcut peste 100 de emisiuni despre literatura română și autori. Apoi, iată, viața a vrut și voința noastră și mulțumim pe această cale trustului și conducerii trustului DC News, DC Media Group, pentru deschiderea aceasta de a face loc culturii în program, să fac cu Daniel un nou calup de emisiuni și să sperăm că va fi cât mai numeros Cultura pentru Toți, pe care le puteți vedea miercurea. Sunt 10 minute pentru fiecare alocate, pentru fiecare emisiune, dar concentrată și cu informații, așa cum Daniel știe să prezinte o carte, un autor sau un eveniment cultural. Mulțumesc foarte mult colegului meu, Daniel Dincă, în regia de emisie, pentru asistență. Îi mulțumesc lui Valeriu Barbu de la Radio Vocativ pentru că preia emisiunea și o difuzează pe postul pe care îl conduce. Tuturor numai bine și pe curând! Aici, Radio DC News.ro. Un radio care se citește. Radio DC News.ro.